Dramă fără margini pentru o familie din județul Iași. Fetița de doar 4 ani a fost ucisă la câțiva metri de casă, chiar de ziua ei, de o șoferiță care circula cu viteză. Femeia nici măcar nu avea permis de conducere. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Fetița de doar 4 anișori petrecea de ziua ei când a avut loc tragedia. Micuța și surorile ei mai mari se jucau șotronul împreună cu mai mulți copii la câțiva metri de casă. La un moment dat, pe stradă, a trecut o mașină care gonea. Pur și simplu a spulberat-o pe copila de 4 ani. Imaginile de pe camera de supraveghere din curtea unui localnic au surprins autoturismul care circula cu viteză. Avea viteză, da. Se grăbea oare acolo? Nu avea. Au văzut mai mulți impactul pe aici. S-a auzit un zgomot puternic. Aici era locul lor de joacă, aici. Martele se jucau. Șoferița le-a spus anchetatorilor că se grăbea să ajungă acasă la o rudă care s-ar fi sinucis. Impactul a fost mult prea violent pentru micuța de 4 ani. Inima ei a cedat la scurt timp. Țipau copii, măsă, tasul. Ce jale era. Nici aseară n-am putut să dorm. Eu văd fetița săraca în ochiul. Cum era acolo jos. Este în stop cardiorespirator, asistolie, se începe resuscitarea, se continuă de către echipajul nostru, însă fără succes, după o oră, după 64 de minute. Se declară decesul. Femeia care se afla la volan are 28 de ani și nu are permis. Tânăra ar fi făcut cursuri de conducere în Suedia, însă nu a luat examenul. Totuși, conducea frecvent, spun localnicii din Sticlăria, care susțin că ilegalitățile s-au petrecut sub ochii autorităților. Ea nu are permis, un permis fals. O mai fost polițaiul care i-a venit ieri, îi veșim cu el și parcă nu știu de ața ani că n-are permis. Se știa, pentru că și un alt se știa că nu are, o mai fost prins. Putea să iei mai mulți la viteza care avea. La ce viteză? Cred că avea peste 80. Pe aici așa umbla, că nu-i de mult. Umbla pe aici așa. De asta mă gândeam că cum, fără permis, nu mai mașină. În urma verificărilor în bazele de date aparținând Poliției Române, a rezultat faptul că aceasta nu ar deține permis de conducere valabil emis de autoritățile României. Deși tânăra a fost lăsată în libertate după producerea accidentului, astăzi procurorii s-au răzgândit, au audiat-o și au decis să o rețină pentru 24 de ore. În acest caz se fac acum cercetări pentru ucidere din culpă și conducere fără permis. Între timp, părinții se pregătesc de o înmormântare sfâșietoare. Mamaia, stațiunea de fițe a litoralului românesc, își întâmpină și sezonul acesta vizitatorii într-un imens șantier. Prețurile piperate ca la Monaco vin la pachet cu praf, zgomot de utilaje și aglomerație. Nu este primul an în care se întâmplă asta, însă chiar dacă turiștii cunosc povestea, revin de fiecare dată. Încă de la intrarea în stațiunea Mamaia veți avea parte de o surpriză nu tocmai plăcută. Pe prima bandă de mers se lucrează la înlocuirea unei conducte. Aceeași situație o veți regăsi și la 900 de metri mai în față. Și tot așa o ținem până în nordul stațiunii Mamaia. Dacă nu sunt lucrări de infrastructură ori cârpel la asfalt, atunci se construiește de zor. Proiectele rezidențiale apar aici ca ciupercile după ploaie. Și în Năvodari e aceeași poveste. Sunetul valurilor este acoperit de cel al utilajelor. Într-adevăr, se aud. Și eu, după 12 ore de muncă, poate vreau să dorm. Se aud, într-adevăr, se aud zgomote. Dar ce pot face? Trebuie să trăim cu ele, nu? Okay. Ați reușit să vă relaxați? Nu. Se aude și e deranjant, dar astea sunt condițiile. Ce să facem? V-ați fi ajutat și anul acesta să găsiți? Nu, normal că nu. Praf aici, dumneavoastră l-ați simțit? Da, asta este cel mai dureros, asta se simte și e deranjant. Mai grav este că litoralul a devenit un etern șantier, turiștii cunosc deja povestea. Totuși, revin pentru un sejur petrecut în plin șantier. Costurile sunt ridicate. Pentru ceea ce vă oferă. Da, pentru ceea ce oferă. În ce perioadă ai venit aici? Am trecut, am fost în luna iulie. Era la fel? Da. Dar ai venit în iunie. Am venit în iunie și la fel, da. Poate chiar mai rău. Cele mai scumpe cazări se găsesc în nordul stațiunii Mamaia. Este unul dintre motivele pentru care dezvoltatorii imobiliari au pus ochii pe această zonă. Strada pe care stau nici măcar nu este asfaltată din cauza utilajelor. Și am văzut că nu prea sunt locuri de parcare. Deloc. Foarte multă mizerie, foarte multe construcții. Se construiește în continuu și
haotic, nu există infrastructură. O opinie confirmată și de autorități. 100 de șantiere din județul Constanța au fost controlate de cei de la Garda de Mediu. Inspectorii au vizitat inclusiv viitoarele construcții din Mamaia și din sudul litoralului. S-au dat 83 de amenzi în valoare de 1,3 milioane de lei. Vasile Ardelean Fărcaș, cel autointitulat guru din Apuseni, a fost eliberat ieri. Zâmbitor, bărbatul Zișii Adi de la Brad a declarat imediat după ce a ieșit din arest că i-a plăcut să fie închis pentru că s-a maturizat. Cum se pare decizia instanței? O decizie pozitivă. Și mă bucur că am stat aici, pentru că am devenit un om matur. Un om puternic. Cum mi se pare acuzațiile care mi s-a dus? Hai stați un pic să-ți devolvă numai. Cum mi se pare acuzațiile care mi s-a dus? Nefondat. Guru de la Brad nu scapă însă de anchetă și va fi cercetat sub control judiciar. Mai exact, va da cu subsemnatul la poliție în următoarele două luni. Săptămâna trecută, liderul comunității intitulate Copiii Soarelui a fost arestat preventiv și este acuzat de viol, hărțuire sexuală, șantaj și interzicerea accesului la educație. Astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă în sud-vestul țării și la munte. Valoarea maximă a zilei va fi de 31 de grade, cât vor arăta termometrele la Giurgiu, Drobeta și Timișoara. În Moldova, în Bacău, vor fi 29 de grade și o zi însorită. Aceeași temperatură va fi și la Galați, tot cu soare. În schimb, la munte, la Brașov, vor fi 26 de grade și este posibil să plouă. În capitală va fi foarte cald, maximele vor ajunge la 31 de grade Celsius cu soare. La această oră, în București, sunt 18 grade Celsius, la Alba Iulia sunt 16 grade, iar la Târgu Mureș sunt 14 grade Celsius și este deja însorit. Acuzații șocante vin din Bacău, unde un profesor de fizică este acuzat că ar fi hărțuit sexual mai multe eleve de liceu în orele de curs. Mai multe detalii are colega mea, Raluca Răileanu. Bună dimineața, Raluca, te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Este vorba despre un profesor care ar fi trebuit să iasă la pensie în urmă cu 2 ani, dar care a decis să rămână la catedră la un renumit liceu din Bacău. Dascălul ar fi atins în mod nepotrivit mai multe eleve și le-ar fi făcut avansuri sexuale, așadar părinții fetelor au semnat o petiție și au dus-o la directorul unității de învățământ. Și nu este prima dată când același profesor este acuzat de aceleași lucruri. În anul 2016 și alte eleve au spus că avea un comportament nepotrivit. Revenind însă la situația de acum, dascălul neagă toate acuzațiile și le face pe eleve mincinoase. Polițiștii însă au deschis o anchetă penală și vor să afle ce s-a întâmplat, așadar cel mai probabil le va audia pe eleve. Deocamdată, profesorul de fizică este cercetat în libertate. Acestea au fost informațiile. Simona, înapoi la tine. Mulțumim, Raluca! Cu toții ne-am dorit de mici să facem carieră, iar mulți visau încă de pe băncile școlii să fie medici, ingineri, profesori sau bucătari de succes. Studiile însă arată că doar 5% dintre români lucrează în prezent în domeniul mult visat în tinerețe. Sincer, mi s-a transformat foarte mult percepția asta de când eram mic, adică de la bucătar la agent de turism, dar acum studiez management și îmi doresc foarte mult să lucrez într-o companie pe o poziție, bineînțeles, superioară. De la un vis la altul și apoi brusc la realitate. Așa ajung tot mai mulți români din copilărie și până la viața de adult. Un studiu al unei companii de recrutare arată că doar 5% dintre români ajung să lucreze în domeniul la care visau în copilărie. Tiberiu, de pildă, a vrut să ajungă polițist, dar acum e barman. Din păcate, nu s-a realizat. Probabil că poate nu e timpul pierdut, cine știe. Sperăm. Te-ai pregătit pentru a fi polițist? Sau? Aveam câteva cunoștințe, gen așa, de informare și așa mai departe, dar din punct de vedere educațional n-am reușit să ajung până acolo. Iar alții acum, după mai multe joburi schimbate, se chinuie să-și găsească pasiunea profesională. Sunt în niște căutări să-mi aleg cumva talentul sau menirea în viață. Pot să spun ce vis am avut. Îmi plăcea foarte mult să studiez stelele, să privesc cerul, să fiu astrolog, dar
n-a fost să fie asta. Iar motivul pentru care se ajunge aici este faptul că în școală noi nu avem cursuri de orientare profesională și atunci majoritatea dintre români ajung să dea la o facultate, să înceapă să lucreze într-un anumit domeniu și observă pe parcurs că nu li se potrivește neapărat. Sondajul realizat de compania de recrutare arată că deciziile privind cariera au fost influențate 55% de procesul de maturizare, iar în proporție de 36% de studii. 9% spun că părinții le-au schimbat aspirațiile din copilărie. Guvernul a aprobat ieri, printr-o ordonanță de urgență, ajutorul în valoare de 700 de lei pentru bătrânii ale căror pensii nu depășesc 2000 de lei. Măsura va intra în vigoare de la 1 iulie. Aproximativ 3,3 milioane de pensionari vor beneficia de acest sprijin financiar, după cum a precizat premierul Nicolae Ciucă. Decizia face parte din programul guvernamental Sprijin pentru România. Din luna mai au început să crească vânzările de pachete pentru concediul la malul mării, iar cele mai căutate destinații sunt stațiunile Mamaia, Eforie și Venus. Cât costă un sejur pe litoralul românesc, știe colega mea Raluca Sevastru. Bună dimineața, Raluca, te ascultăm! Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! În această perioadă avem parte de temperaturi mari, dar și de prețuri mai mari pentru vacanța de vară. Așa se face că, spre exemplu, aici, în stațiunea Mamaia, la un hotel de 4 stele, un sejur de 5 nopți variază între 5.700 de lei și 13.500 de lei. Dacă alegeți Eforie Nord, trebuie să știți că 4 nopți de cazare la un hotel de 3 stele costă 2.760 de lei. În schimb, dacă optați pentru stațiunea Venus, acolo 5 nopți de cazare la un hotel de 2 stele costă 640 de lei. În ciuda majorării prețurilor, luna mai a înregistrat un număr record de pachete turistice vândute. Vorbim de o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, turoperatorii spun că se așteaptă ca numărul turiștilor care își vor petrece vacanța de vară pe litoralul românesc să fie mai mare decât cel de anul trecut. Momentan, acestea au fost informațiile. Variola maimuței ajunge tot mai aproape de granița României. A fost diagnosticat primul caz în Ungaria și nu este exclus să avem parte și noi de surprize neplăcute, spun medicii. În ciuda unui astfel de avertisment, ministrul Sănătății este liniștit. Nu avem vaccin încă, dar Alexandru Rafila spune că virusul nu trece granița. Oamenii care îl poartă însă o fac destul de des. Bărbatul de 38 de ani, diagnosticat cu variola maimuței, este internat în spital, iar autoritățile ungare fac o anchetă epidemiologică ca să-i izoleze pe toți cei cu care omul a intrat în contact direct în ultimele zile. Nu se știe dacă a călătorit recent în străinătate sau de unde ar fi putut lua infecția. Cert e că autoritățile de la noi nu sunt deloc îngrijorate, deși virusul e tot mai aproape de noi. Virusul nu trece granița. Este importantă identificarea cazului de infecție și izolarea contactilor, eventual vaccinarea lor. Nu trebuie măsuri suplimentare. Evident că nu trece virusul granița, dar oamenii o fac, tot mai des și în număr tot mai mare. Și nu este exclus să ne trezim cât de curând cu un prim caz de variolă a maimuței. E posibil deja când stăm de vorbă să fie ajuns. Oricine se poate urca într-un avion aparent sănătos într-un loc de pe planetă, se poate da jos sănătos din avion și a doua zi să manifeste simptomele unei boli. Vaccin încă nu avem. Vom primi de la Uniunea Europeană, dar ministrul Sănătății nu știe câte doze și când vor veni. Între timp, managerul Institutului Matei Balș, doctorul Cătălin Apostolescu, ne avertizează că ne putem pricopsi cu o astfel de infecție de oriunde și o putem aduce în țară fără să ne dăm seama. Și asta pentru că turismul a luat o amploare uriașă, în vreme ce virusii tac și acționează pe neașteptate. Oamenii călătoresc într-adevăr foarte mult și cu o viteză foarte mare și elementul cheie reprezintă faptul că îi călătoresc mai repede decât incubația unei oricărei boli infecțioase. Deci pot să ajung în orice punct de pe globul ăsta în maximum 24 de ore. Da? Incubație mai scurtă n-are decât toxinfecția alimentară. În astfel de condiții nu mai există boli tropicale, iar la asta a contribuit din plin și schimbarea climatică. Și vă dau un singur exemplu. Celebrul țânțar tigru, care e o specie de țânțar caracteristic zonelor tropicale și care din 2010 a fost semnalat și în România și s-a aclimatizat în România și a început să se reproducă în România. Este un pericol real, este un pericol care îngrijorează comunitatea științifică. Până în acest moment, la nivel mondial, au fost diagnosticate peste 250 de infecții cu variola maimuței. În Europa, cele mai multe cazuri sunt în Marea Britanie, Spania și Portugalia.
România crește genii. Avem copii supradotați care iau premii la olimpiade internaționale și au brevet de inventatori. Țara se mândrește cu ei, dar nu reușește să-i țină aici. România exportă anual în jur de 14.000 de studenți. E greu de estimat câți se mai și întorc, iar dacă o fac, sunt de cele mai multe ori plătiți mai slab decât ar merita. Chiar mi-ar face plăcere să mă întorc în România dacă acesta ar fi cazul. Dar dacă oamenii refuză să facă ceva în continuare și vor alege să rămână în această comoditate, atunci nu văd motivul pentru care m-aș întoarce, din păcate. Alex și Ioana tocmai au terminat clasa a 12-a la un liceu de elită din capitală. Sunt șef de promoție și de-a lungul anilor au strâns în palmares premii importante la olimpiade internaționale de fizică și robotică. Acum au fost admiși la două universități de top din lume, Alex în Olanda, iar Ioana peste ocean, la Universitatea din Pennsylvania. Au foarte multe oportunități, foarte multe centre de research. De asemenea, în Statele Unite, ca și în Olanda, vorbim de un colectiv foarte divers din toate colțurile lumii. Ambii vor să fie cercetători, iar oportunitățile de acolo și resursele moderne din campusuri i-au ghidat către a pleca. Dar ei rămân produsul școlii românești, cu bune și rele. Sistemul de învățământ românesc este unul dintre cei mai bune din lume, cel preuniversitar. Îmi place foarte mult seriozitatea pe care ți-o conferă. Mai departe însă, ce pot realiza aici e prea puțin pentru cât pot ei. Și totuși, nu oportunitățile sau banii i-ar întoarce, ci... În general, inițiativă. Adică dacă se începe un proiect în țară, să fie contribuție din partea oamenilor. Un simț civic cumva mai dezvoltat în cazul oamenilor. Aș vrea să văd schimbări în țară și aș vrea să contribui. Povestea lor e trasă la Indigo cu altor mii de copii români olimpici. Directoarea Colegiului Mihai Viteazu din Capitală vede an de an cum cei mai buni dintre elevii săi își au rămas buni de la țara noastră și își întind aripile către alte orizonturi, unde visele chiar devin realitate. Am putea să mișcăm economia, să mișcăm lucrurile pe toate planurile, să aibă unde să lucreze, să nu fie super calificați când se întorc. Și să n-aibă unde să se angajeze, de exemplu. Să fie considerați așa cum sunt, de fapt, niște elite și să li se recunoască acest lucru. Să renunțăm la angajări pe alte criterii decât competența. De asemenea, o altă problematică pe care noi din păcate, ca și popor o avem, este faptul că nu avem suficiente domenii de studiu adecvate tuturor competențelor și nu sunt corelate 100% pe piața muncii. În acest moment sunt în jur de 50.000 de studenți români care învață peste hotare. Dintre aceștia, nici măcar 10% nu se mai întorc acasă după finalizarea studiilor. Tot mai mulți români care comandă online constată că imaginile cu mâncarea din meniuri nu corespund deloc realității. Iar asta se vede în numărul tot mai mare de sesizări trimise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. A curs în pungă. Are spume, efectiv, are spume. Apă de la microunde, de la... În realitate, Dragoș ar fi trebuit să primească de la restaurantul de la care a comandat o specialitate siciliană ca cea din imagini. Conform listei de ingrediente, aceasta ar fi trebuit să aibă vinete, mozzarella, parmezan, ou, sos de roșii și pâine cu maia. În caserole era o amestecătură de vinete cu mozzarella sau cașcaval sau ce și un sos de roșii și apă. Toate băgate la microunde, cașcavalul, mozzarella sau cașcaval, nu știu ce era exact, se lipise de cutie toată zeama aia din vinete. Era deasupra ceva teribil. Fotografia produsului era însă total diferită. În poza de prezentare arăta extraordinar, de asta am și comandat. Nu avea nici absolut nicio legătură. Efectiv, din cauza faptului că clientul nu este acolo lângă, e bine așa. La fel ca Dragoș, și alți clienți au fost păcăliți de fotografiile perfecte. Fapta ar intra la practici comerciale înșelătoare, spun reprezentanții ANPC. Însă comercianții au o portiță de scăpare. Atât timp cât scrie pe poză cu titlul de prezentare, ar trebui să nu se țină cont într-un mod atât de exigent de aceste diferențe. Eu am replicat atunci că ar fi cam ca la blind date. Spune că e înaltă, frumoasă, are picioarele lungi și blondă și vine maică sa. Acest lucru ar trebui sancționat. Am făcut și noi un experiment pentru a ne convinge dacă ceea ce vedem în poze vom primi și în realitate.
Am ales la întâmplare un restaurant de pe o aplicație de livrări, de unde am comandat un hamburger și un hot dog, care în fotografiile de prezentare arătau foarte bine. Însă, odată ajuns să comanda niciunul dintre cele două preparate, nu are aspectul perfect pe care l-am regăsit în poze. În aceeași situație s-au mai aflat și alte persoane care s-au lăsat furate de un ambalaj perfect. În poze arăta așa o porție foarte mare, cu legume, cu pui, cu sos și ce mi-a venit erau 3 tărâțe cu o bucată de pui și niște praf, ceva, piper probabil. Am trimis poză că nu este în regulă cum arată și nu mi se pare normal să vândă așa ceva. Și am spus că ori rezolvă, ori sunt la protecția consumatorului. Publicitatea înșelătoare, până la urmă, poate să le pună în pericol chiar starea de sănătate. În momentul în care discutăm de un produs care nici măcar n-arată cum e, nici n-are ce, înseamnă că înăuntru poate să fie orice. Publicitatea înșelătoare. Pe neinformarea completă a consumatorului se pot da sancțiuni și chiar suspenda autorizația de funcționare. Aproape 30% din numărul total de sesizări vizează produsele agroalimentare gata preparate. Doamnelor și domnilor, vă las acum pe Mâini Bune alături de colegii mei de la Dimineața cu Noi. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!